Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Sunt Cosmin Chiorean, am 25 de ani, vin din Cluj-Napoca și sunt antreprenor. Am venit pregătit să trec etapa asta. Voi găti o pizza gourmet, că va fi ceva diferit față de ce vedem zi de zi în pizzeriile clasice. I-am adus cuptorul de acasă normal, pentru că îmi doresc ca atunci când gustă șefii din preparat să spună 100% comandată. De asemenea, sper ca șef Richard, care vine din Italia și e cunoscător de pizza, să aprecieze preparatul și să-mi spună că e mai bună ca în Italia. Asta e dorința mea. Pregătesc sosul pesto, ca să nu facem o pizza clasică cu sos de roșii, ci facem un sos pesto la bază. Sunt foarte mândru de mine la 25 de ani ce am reușit să realizez. M-am apucat la 15 ani de muncă și de atunci învăț constant. În prezent am 3 paliere, să zic așa, pe care mă dezvolt, și anume firma de organizare și coordonare de evenimente, pizzeria pe care o am împreună cu mama iubitei mele și cea de-a treia este împreună cu iubita mea și este o zonă de joacă pentru copii, tot așa la evenimente, că dacă ea e educatoare și eu în domeniul ăsta de al evenimentelor, am zis să ne vedem undeva la mijloc și să lucrăm cât mai mult împreună. Șefilor, păzea că vin! Ar fi o plăcere pentru mine să fiu în oricare dintre cele 4 echipe, bineînțeles, dar instinctul îmi zice să spun Ștefan Popescu. Cred că am avea chimie. Hai să vedem ce am făcut acolo. Ia uite, open! Eu știu ce este acolo. Pizza? Pizza? Hey. Pizza! Ce e? Că nu e burata asta sau asta. Wow! Este o burata. Este o burata perfectă. Da. Mortadella din Bologna. Și o pizza. Wow! Fistic cu mortadella. Very nice, very nice. Și pesto de basilico, cred. Pesto de basilico, normal. Ăsta e italian la 100%. Italian de la Târgu Mureș, care stă în Cluj. Tu spui că este italian, Italia, Richard? Sim. Da. Italienii nu mai fac bine pizza, sim, bine, să știi. Sigur? Da. Nu știu, așa se aude în lume, Richard, să știi. Da, acum, s-aude rău. Că așa acum e, fac românii pizza, da, bună, da, egiptenii... Dar italienii nu mai fac pizza bună. Italienii românii fac mai... multe chestii bune, dar pe nu uite pizza. Uite-l aici, lângă noi. Verifică puțin aluatul, Richard, te rog frumos. Zic că ce trebuie aluatul. Aluatul nu a avut o levitațiune prea mare. Nu cred că are 24 de ore. Levitațiune, adică nu s-a hidratat foarte mult. Ce înseamnă levitațiune? Hidratare. Levitație. Cu toate că levitație înseamnă a levita. Ce înseamnă? A levita, adică a sta în aer sau... Și aia. Ce înseamnă? Cum iasă burata. Ce înseamnă? Deci levitație pentru aluatul ăsta poate să însemne că nu a avut hidratare sau nu a avut maturare de ajuns. Da. Hidratarea e joasă aici. E mai jos de 62%. Oamenii, Richard, oamenii de acasă trebuie să înțeleagă ce spune. Levitație se gândesc că stau în aer și plutesc. Richard, spune-mă tu cum e pizza la tine. Pizza mea are o levitațiune de 78%. Adică păi hidratare de 78%. Apă la 78%. Asta ce se întâmplă? Când o pui la cuptor la 400 de grade, se umple. Però vreau să spun că comunque are cornicione. E o persoană care sigur o muncește. Cornicione? Cornicione. Ce cos'è cornicione? Crustă, crustă. Cornicione. Bordu, bordu. Bordu. Bordu de la mașină, da, sau ce? Ce cornicione? Bordu de la pizza. Zim română, ce? O pus semul, a pus ulei din măslin. Dacă nu mă făceam buc... Este un pizzaiol român și și lucrează și e și... Că noi aici nu avem cuptor de pizza și greu să nu să faci dacă nu ai cuptor de pizza. Să dacă o făcut într-un cuptor static la 300 de grade... Poate a venit cu cuptorul lui. Da, dar asta nu e suficient. Ce înseamnă? Adică aici, dacă ajungi în, mai departe, trebuie să știi să faci multe. Trebuie să știi să faci multe. Am făcut o pizza, una din chestii cele mai dificile, din plac cu aluatul. Da, dar... Pizza a avut o evoluție, nu mai este pizza, sunt beat, mă duc și mănânc o pizza. S-a schimbat lumea la pizza. Evoluție. Pizza acum are o evoluție mondială. Eu vorbesc ce ar putea să facă mai departe. Da, e o pizza bună, ok. Dar ce ok? E doar busuioc, usturoi, semințe de pin, ulei de măsline. Nu e așa. Ce dai tot pentru banan? Păi da, e un pesto. Băi, uite ea. Bună seara, șef. Are și pizza. Și pizza pe ciorap cu peșoare. Vorba aia, sunt pizzeri din cap până în picioare. V-am zis? Dar nu v-am zis. Și vii din Italia. Vin din Cluj, mă numesc Cosmin, toată lumea îmi spune Chio. Chio.
De la ce vine? Kyo, de la numele de familie. Da. Cheamă Kyorean ca nume de familie. Kyorean. Și Kyorean. Kyorean. Japonez. Dar chiar semnă un pic ca japonez așa lor. Hei, Kito! Corean! Ia uite-te! Arigato! Ia uite! Arigato! Chef! Da, da, da! Da. Ah, annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Arigato! Eri din Tokyo. Serios? Tokyo. Sunteți din Tokyo? Tokyo, da. În stânga cum intri. Cum intri în Tokyo? Pe stânga acolo. Are intrare multe la Tokyo. Da. Are intrare multe. Deci pizzar? Sunt la început de drum ca pizzar. Cumva am doar 2 ani în treaba asta. În Italia n-ai fost deloc? N-am fost, nici n-am fost în Italia. Nici n-am vizitat Italia. Trebuie să ajungi în Italia neapărat. Vii la mine la să faci un stagiu. În primul rând trebuie să faci un stagiu. Asta, gata. Trebuie să experimentezi mai mult. Sunt mult conștient, mai mult sunt conștient pizza. De asta. Spune-ne ceva despre tine. Cum ai început să... Câți ani ai? Am 25 ce ai de ani. Atunci? Dețin o pizzerie cu delivery în Cluj, împreună cu mama iubitei mele. E un business de familie. Mama soacră. Cu mama soacră, ca să Opa, fie mai simplu. Te înțelegi bine cu mama soacră? Foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Demitizează toate bancurile cu soacră. Exact. În același timp coordonez echipe de ospătare la evenimente private. Dar de ce ai început să faceți pizza și de unde ai învățat? Am avut un prieten care a avut business înainte, mi-a zis că vrea să-l vândă pentru că se mută din țară și m-a întrebat dacă nu sunt curios să-l cumpărăm noi. Azi l-am cumpărat, mâine am dat drumul fără nicio experiență. Și ai făcut pizza din prima zi? O săptămână înainte ne-a luat un pic de training să întindem, să ne jucăm cu lopata. De unde? De la cine ați luat trainingul ăsta? Cine? De la el. Aluatul e în proporție de 70% al lui. Acum? Okay. De la cine am preluat, eu am venit în plus cu hidratare, cu un pic de drojdie mai multă și cu timpul de maturare. Și unde ai făcut pizza acum? Unde am făcut-o? În cuptorul pe care mi l-am adus eu de acasă. Zis că nu ai cum să faci într-un electric de bucătărie ce ați primit aici. Este cuptoare mici. E un cuptor micuț, Peace Garden Party, ajunge la 450 de grade în 15 minute. Vreau să-mi iau și eu un cuptor din ăla pentru acasă. E foarte, foarte, foarte practic. De ce echipă vrei să faci parte? La dumneavoastră. Bine, mi-ar plăcea să lucrez cu toți. E foarte bine că așa lândești și pe să fac un aluat cu oricare, chiar cred că oricând, pe la ceva. 26 de ani să ai restaurant cu stea Michelin, cred că aș avea ce să învăț, nu, cu siguranță aș avea ce să învăț. Vreau să întreb ceva, ultima chestie, eu sunt un apasionat de pizza, pizza a fost primul business în viața mea. Eu nu aveam restaurant cu stea și am cumpărat cuptorul ăsta și am deschis pizzeria și de atunci mi s-a deschis strada mea, viitorul meu dintr-o ce pizzeria. Ce înseamnă strada? Viitorul tău? Strada, asta, el face dicționarul meu acum. Am înțeles. Vreau să te întreb, câte ore de levitare la tine? Pizza? Levitare, înțelegi ce înseamnă levitare? Fermentare, dospire. În frigider sau la temperatură controlată? Deci la pizzerie îl frământ, îl scot, las 40 de minute palinat la temperatura camerei, apoi îi fac dospire la rece timp de minim 24 de ore, scoatem și lucrăm cu el la temperatura camerei undeva la 2-3 ore lăsat la temperatura Super. Camerei. Da. Practic, din ce știu eu, cum scrie cartea. Am avut așa un debate cu colegii mei dragi că în afară de pizza tu nu mai știi să faci nimic. Eu cred că o să vă surprind pe viitor dacă ar fi să fie. Nu m-ai surprins cu pizza. Eu am încercat, era o ocazie unică. Nu m-ai surprins este pentru că m-am gândit ce putea să faci în viitorul acestei show. Okay. Că aici nu se servește doar pizza, nu faci nimic. Pizza aici că știi și tu, nu poți să o faci. Știi, da. Ai venit cu cuptor, cu n-ai cu. Da. Dar altceva? Am înțeles. Eu apreciez tare mult în lucrarea care a venit făcută pe pizzeria. Văd în tine poate și niște perspective mai lucrare? Mult. Lucrare? Lucrarea la noi înseamnă altceva când zici ce înseamnă. O, da, ce mă întrerup mereu, lasă-mă să vorbesc. Păi ca să înțeleagă lumea, când aude lucrare, sunt la lucrare pe pereți, ai zugrăvit, ai făcut o lucrare, nu știu. Eu știu că un pizzaiolo are tare multă... Nu mai știe, nu mai spune lucrare. Tare mult sacrificiu. Faci 100, 200, 300 de pizza, merge mai repede ca un bucătar. Okay. Un pizzaiolo e frenetic. Ai tu cuvinte din astea în vocabular frenetic? Nu am auzit frenetic. Niciodată. Da, de unde ai găsit cuvântul ăsta frenetic? Bravo, da? Bravo, bravo, Richard. Bravo. Ai stat azi dimineață și frenetic. Să-ți aducem un dicționar. Eu să aduc aminte că aici ai nevoie de 3 cuțite ca să treci mai înainte. O chestie este sigur, cuțitul meu îl ai. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult. Problema mea este alta. Pizza asta mi se pare prea încărcată. Ok. Se vede că ești un începător.
sunt curios de ce ai mers la echipa lui și n-ai mers la echipa lui sau la el. Ne cunoști? Poate să schimbe părerea. Dar... Normal că pe șef Orlando și pe șef Ștefan i-am văzut mai des la televizor. Așa. Pe șef Richard l-am văzut sezonul trecut participând și gătind aici. Așa și de ce? Cu dumneavoastră nu prea am avut interacțiune. În schimb, am mâncat înghețată de la dumneavoastră. Și e bună, ai fost la Cluj la înghețată la mine? Da, bineînțeles. Dacă ai mers la înghețată... Mulțumesc mult! Îți dau cuțitul ăsta. Dați-i cuțitul. Cuțitul ăsta. Trebuie să-i încurajezi. Felicitări. Mulțumesc mult. Trebuie să-i încurajezi. Uite, eu nu ți-am dat cuțit, dar ți-l dau. E sigur că vrei să mergi la... Mai stăm pe gânduri. Cuțitul ăsta trebuie să-i încurajezi să faci mai bine, să faci mai mult. O să învăț să fac. Pizza s-a născut în Italia, știi? Nu poți să o inventezi, nu s-a făcut. Trebuie să știi tradițiunea ca să faci evoluțiunea. Mulțumesc. Și cuțitul ăsta pentru mine e fundația și acum avem cu cărămizile peste să ajungem unde vrea șef Richard să ajungem. Adică trebuie să crescă, nu treaba asta. Tradiție per fare l'evoluzione. Evoluzione, tradizione. Dar astăzi mă surprins. Da. Frenetic. Nu, trebuie să știi tradițiunea ca să poți să faci evoluțiune. Bă, bravo. Italia nu mai sunt cea mai bun pizza. Gata, uite. Bravo, mulțumesc. Bun, de unde? Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.